investește în relație. Investește în acel timp petrecut. Lasă televizorul, lasă tableta, lasă telefonul, pune-le deoparte. Petrece tu timp, pentru că copilul te dorește pe tine. Dorește dragostea ta, dorește atenția ta, dorește purtarea ta de grijă. Este multă bucurie într-o familie când apare primul copil și vine poate și al doilea sau al treilea, sau mai mulți. Dintr-o dată se termină honeymoon-ul celor doi, a soțului și soției, pentru că intervine o ființă nouă, plăpândă, care are nevoie de atenția părinților, de ajutorul lor, de dragostea lor și grija, purtarea de grijă față de bebelușul care vine. Adeseori când ne uităm în societate și te duci, de exemplu, la un mall, pentru că acolo vezi, sau într-un parc, și vezi părinții venind cu copii și vezi bucuria și vezi bucuria copiilor în joaca lor, vezi mulțumirea părinților de multe ori când se uită la copil și fiecare dintre noi ne vedem copiii ca fiind cei mai frumoși, cei mai grozavi, cei mai buni din toată lumea. Și este un natural în a te uita la copilul tău prin prisma aceasta. Ceea ce se întâmplă de multe ori în schimb astăzi este că dinamica și relația dintre părinte și copil suferă modificări și ajunge să fie uneori într-o relație de aproape, aș zice, de idolatrizare, în care părintele se uită și mai ales dacă a așteptat o perioadă de timp și astăzi cuplurile se pare că așteaptă tot mai mult până vin primii copii, pentru că trebuie să mă pregătesc. Trebuie să fiu gata, înainte să fiu, trebuie să mă pregătesc să fiu părinte, ca și cum mergi și faci o facultate înainte de a lua o slujbă, da? Și acum fac o facultate, deși nu o fac, dar mă gândesc că trebuie să fiu pregătit din punct de vedere al carierei, din punct de vedere al finanțelor, al bugetului, din punct de vedere al maturizării mele și așa mai departe. Și când vine copilul acela, te uiți la el și zici, acum vreau să îl cresc cu tot ce n-am avut eu, ca el să o aibă. Vreau ca relația mea cu copilul meu să fie o relație de prietenie. Vreau să clădesc o relație de prietenie de când copilul apare, de când e mic, de când cumva să ne tratăm ca prieteni. Și asta vedem astăzi, ca și consilieri, în dinamica familiilor tinere, cum adeseori încearcă să facă lucrurile într-un mod în care pe moment sună bine, dă bine și apare bine. Este o versiune nouă, că părinții noștri sau bunicii noștri au avut probabil o altă dinamică a creșterilor. Dar societatea merge înainte, nu? Suntem în mijlocul unei revoluții tehnologice și când copilul plânge astăzi, nu neapărat te duci neapărat la el să vezi dacă îl doare ceva. Adeseori deja știi ce vrea și dai un telefon în mână. Și culmea e, plânsul se oprește. De multe ori. Uitați-vă dacă vreți, mergeți într-un mall unde sunt restaurantele. Da? Și stai și uită-te să vezi dacă vin familii cu copii și l-auzi pe câte un copil urlând și plângând de parcă e sfârșitul lumii. Și dintr-o dată nu mai auzi nimic. Tace. Și dintr-o dată tehnologia a devenit aliatul părintelui în a-l calma pe copil, de exemplu. Și observăm aceste lucruri și ne punem întrebarea, este într-adevăr acest lucru o normalitate care ar trebui să se întâmple, care ar trebui să fie, sau este de fapt o altă versiune neînțeleaptă de a îți educa copiii, ca și creștin și ca părinte. Adeseori m-am uitat și ne-am uitat cu soția. Ce ne spune Scriptura atunci când vine vorba despre creșterea copiilor? Și unul dintre lucrurile care le-am învățat este că am o responsabilitate de a învăța copilul cum să-și trăiască viața de când e mic. Și sunt două aspecte pe care le regăsim în Efeseni 6.
pe de o parte să învățăm să-i creștem în învățătura Domnului. Și o altă latură este în disciplina Domnului. Acum, disciplină, cuvântul disciplină sună foarte aspru pentru mulți. Cum adică să-mi disciplinez copilul? Copilul meu este ca o floare, îl las să crească, să se dezvolte în direcția în care el este menit să se dezvolte și zic, da, poate că până la un punct poți să privești așa, dar este într-adevăr viața doar o floare sau este copilul tău doar o floare care se lasă crească indiferent de dimensiunile care le ia, de ce se întâmplă în jurul lui. Dar nu poți să-ți crești copilul în învățătura Domnului dacă nu cunoști învățătura Domnului, dacă nu o aplici în viața ta. Și aspectul care îl vedem adeseori la părinți este le spune copilor ce să facă înainte să ca ei să și trăiască acel lucru. Și dinamica părinte-copil, adesea o vedem în această discrepanță, în această diferențiere între ce spun copilului să facă și ce trăiesc eu, cum îmi trăiesc eu viața. Trebuie să fii cu minte, trebuie să asculți, trebuie să mănânci mâncarea care ți-o pun în față, trebuie să-ți faci curat mai târziu când e mai mare, trebuie să mergi să ai igiena personală și așa mai departe. Dar dacă eu nu le fac, în ce măsură le pot cere copiilor? În același timp, dacă eu nu am avut ceva în tinerețea mea, în copilăria mea și am tânjit mult, tendința mea naturală este să o proiectez în a avea copilul. O, lasă-l, dragă, că noi n-am avut asta, lasă să aibă el măcar acum. Și atunci ajunge ca proiecția părintelui sau toate neîmplinirile părintelui să le proiecteze în copil sau în copii, în funcție de posibilitățile financiare, bineînțeles. Ce am observat este că perioada aceasta care o ai până când copilul crește, 18-20 de ani, este o perioadă în care trebuie să te gândești bine ce faci, când faci, în fiecare etapă. Pentru că copilul are o dezvoltare a lui și dacă ne uităm în domeniul psihologiei, observăm că sunt niște stagii de dezvoltare ale copilului pe care trebuie să le respecti într-un fel atunci când vrei să înveți pe copil ceva, când vrei să transmiți ceva. Și de aceea rolul de părinte este extrem de important de când se naște și să nu-ți pasezi rolul respectiv și responsabilitatea altora. Societatea ne cheamă astăzi și ne învață că de când e mic, ca să-mi continui cariera, îl dau la creșă, la grădiniță, apoi la școală. Și ajunge să termine liceul și l-avem gata adult, 18 ani, cel puțin din punct de vedere legal. Și avem așteptări ca el să fi crescut bine, dar adeseori ne-am pasat responsabilitatea înspre alții să o facă. Personal, cred că este important și este responsabilitatea părintelui de a investi în educarea copilului. Dar ca să poți să investești în educarea copilului, trebuie să fii tu educat, să fii tu învățat, să fii tu la rândul tău trecut prin acele lecții, pentru că nu poți să-l iau pe copii să spun hai că te învăț cum să te dai pe bicicletă și să-i spun toată teoria cum te dai pe bicicletă, dar eu dacă mă urc pe bicicletă cad, că nu știu să mă dau. Se simte acest lucru. Ori, adeseori observăm această dinamică între părinți și copii, această diferență între ceea ce fac eu, cred eu, știu eu, am învățat eu și ceea ce dau celorlalți. Pe de altă parte, vedem această proiecție adeseori a lipsurilor sau a dorințelor neîmplinite pe care le-am avut și care le proiectez pe copii. Eu am vrut să mă fac medic, n-am reușit, dar vreau copilul meu să se facă doctor. Și așa mai departe. Ori aceste lucruri le vedem foarte mult în filozofia de parenting, care este astăzi, cumulată sau adusă în contextul tehnologizării. Și adeseori luăm televizorul, tableta, telefonul ca fiind un surogat a prezenței mele, a intervenției mele acolo. Ceea ce va putea da multe bătăi de cap ulterior acelor copii și acelor părinți. Nu spunem că eliminați tehnologia, nu? Încearcă să-ți faci din tehnologie un aliat. Dar pentru ca să-ți-l faci un aliat, trebuie să-l înțelegi care sunt limitele și folosința tehnologiei astăzi în contextul creșterii copilului. Și în același timp, un sfat care aș putea să-l dau oricărui părinte
învață să comunici tu cu soția ca să poți să vezi să comunici tu cu și copilul. Și întotdeauna ușa comunicării să fie deschisă vis-a-vis de copiii tăi. Când îți mici, vor veni și îți vor cere să petreci timp pentru lucruri care în momentul respectiv pentru tine nu și-au valoare. Dar are valoare pentru copilul tău. Investește în relație. Investește în acel timp petrecut. Lasă televizorul, lasă tableta, lasă telefonul, pune-le deoparte. Petrece tu timp pentru că copilul te dorește pe tine. Dorește dragostea ta, dorește atenția ta, dorește purtarea ta de grijă. Dă-i-o. Și când i-o dai când e mic, când va crește mare, va fi obișnuit și va dori să fii în prezența lui. Asta este unul dintre sfaturile pe care noi le-am primit la rândul nostru și le-am pus în practică în mare măsură. Și am văzut că a dat roade.